Elevii școlii posticiale sanitare din Rădăuți vor acorda asistență medicală persoanelor care tranzitează centrul orașului până la finalul lunii august. De luni până vineri, între orele 10 și 16, elevii vor fi prezenți în piața centrală pentru persoanele care își doresc să se informeze cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în perioada caniculară. Bună, cum te numești și ce activitate desfășori împreună cu colegele tale? Bună ziua, numele meu este Hura Lavinia Mirela și desfășurăm o activitate de voluntariat care implică asistența de urgență și cum suntem în lunile de vară avem mai multe riscuri de a avea stări de rău în aceste zile. Câte persoane au fost până în acest moment pe la voi? Păi am avut și zile pline, cum au fost și zilele orașului, am avut chiar 184 de persoane, astăzi avem până în 110. Până când veți mai sta cu cortul aici în centrul Rădăuțului? Am început la începutul lunii iulie și probabil la sfârșitul lunii august, când o să fie mai răcoare și mai bine, încheiem și noi activitatea. Dar zilnic ce program aveți și câte persoane sunt în permanență la cort? În primul rând avem două persoane din anul 2, cele care mai mult supraveghează și le ajută pe cele din anul 1. De exemplu, ieri am fost 5 persoane, astăzi 4, depinde de repartiția care ne-a fost făcută. Și cum vă privesc rădăuțenii? Apreciază gestul vostru? Da, chiar foarte multe persoane ne-au spus că cum facem totul voluntar și noi am zis că da, sunt încântați pentru că poate nu au posibilitatea să aibă un aparat de tensiune acasă și vin aici și au tensiunea, știu starea de sănătate. Dar cât de importantă este pentru tine această activitate? Cum te simți? Sincer, mă simt bine pentru că știu că pot să ajut. Chiar am avut astăzi o persoană care în 2005 a avut un infarct și a venit la noi și când și-a măsurat tensiunea, efectiv nu-i puteam auzi nici pulsul, nici tensiunea, era în stare destul de gravă. Am încercat să-l liniștim, persoana a început să plângă și am încercat să-l liniștim, chiar am dat ceva dulce, un calciu și a revenit între timp, a stat mai mult la noi, dar ne bucurăm că am putut să-l facem bine, adică să meargă picioarele lui acasă. Care sunt sfaturile tale pentru persoanele care ne privesc în acest moment, în această perioadă? În primul rând să evite culoarea neagră. Culoarea neagră știm că atrage foarte mult soarele și să se hidrateze foarte mult. Nu mai trăim într-un sistem în care să nu fim afectați de radiațiile solare și avem nevoie uneori dacă mergem în mânică scurtă sau așa să avem și o cremă cu protecție solară.